Să beriți bine și aștept întrebările dumneavoastră. Băutura ne ajută? În general, e bine să bei cu măsură, dar unii s-au măsura stricată. E clar că băutura ne ajută. De exemplu, dacă vrei să ai un salariu dublu în România, îmbată-te! Sau dacă vrei un sex în trei, îmbată-te! De ce v-ați apucat de băut? De ce m-am apucat de băut? Din cauza nevestei. Mi-a zis că ar trebui să fiu și eu mai melanconic. Și m-am gândit că două sticle de whisky englezesc m-ar ajuta. Dar în loc să devin melanconic, am devenit men-alcoolic. Este adevărat că sunt și persoane cărora nu le place băutura? O fi adevărat, dar asta nu e problema mea. Dacă nu le place, să nu le dea. Vorba aia, nu prăpădiți orzul pe gâște. Faceți bere din el. Următoarea întrebare. Este adevărat că bețivii sunt mai inventivi? Da, este foarte adevărat. Eu, prima mea invenție, a venit pe clasa întâi, când doamna învățătoare a zis Ana are mere. Eu am zis, bun, dacă Ana are mere, să facem țuică din ele. Băutura te ajută să fii mai optimist? Dar nu mă interesează pe mine ce înseamnă optimismul. Decât să mă îmbăt cu apă rece, mai bine mă îmbăt cu bere rece. Cum este mai ușor să eliminăm alcoolemia din corp, ca să nu ne fie rău a doua zi? Cum este mai ușor să eliminăm alcoolemia din corp ca să nu ne fie rău a doua zi? Foarte simplu, domnule. Ne îmbătăm bine, ne suim la volan și ne oprește poliția. Ăștia ne ia alcoolemia pe loc. Dumneavoastră, beți în fiecare zi? Nu în fiecare zi, doar în weekend și în zilele care se termină cu I. Următoarea întrebare. Considerați că băutura este un remediu bun? Doamnă, un remediu foarte bun, sau domnișoară, mă scuzați, Găozaru. E un remediu foarte bun. Pentru că băutura se zice că te trage în jos, dar nu e adevărat. Băutura te ajută să te sprijini de mese, de pereți, de mașini prin fața blocului, de scaune, etc. Următoarea întrebare. Nu ați citit niciodată despre lucrurile rele cauzate de băutură? Dacă am citit despre lucrurile rele cauzate de băutură, normal că am citit. Păi și nu ați renunțat din acel moment? Din acel moment am renunțat să mai citesc. Următoarea. Doctorul nu v-a sfătuit să stați departe de băutură? Ba da, m-a sfătuit să stau departe de băutură și vreau să spun că din acel moment beau numai cu paiul de la distanță, așa. Mai sunt întrebări? Nu. Numai mulțumim frumos. Bine, atunci vă spun tradiționalul trăiască berea și, dar și, la mulți ani și soberiți!